Salut tuturor, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod din seria de San Andreas Multiplayer. De data asta mă aflu din nou pe rpg.bălinuțăzone.ro. Nu uitați, dacă vreți să apucați de acest server, să folosiți codul de referal 2670550. Vreau să vă mulțumesc tuturor care ați folosit codul meu de referal. Cred că sunteți peste 25 de persoane care l-ați folosit. Vreau să vă mulțumesc tuturor care vă uitați la clipuri. Și apropo, m-am uitat la o statistică, 45% dintre voi nu sunteți abonați. Deci așa că vă recomand să vă abonați pe canal, pentru că 45% din vizualizări sunt făcute de neabonați. Vreau și eu să fac 10.000 subs, vă pregătesc ceva mișto, așa că abonați-vă. Un abonament egal 10 euro. Bun, și nu uitați că cele mai tare moduri le găsiți, bineînțeles, pe Stringer.ro și follow pe Instagram la Beast in Bullion. Și hai, gata cu atâta promovare și cu atâtea nebuneli. Ia stai să-mi spawnez niște mașini. Putem vedea aici în Slash V un Infernus, un RG, un Bullet și un Landstalker. Și dacă dăm Slash Stats, 13kk. N-am cumpărat avere, mi-am transferat o parte din avere pe... Știți că am avut un cont pe RPG2, acolo am avut avere ca lumea și bunker. Nu m-am vrut eu să încep un cont de la zero. Frumos, cu Stringerino. James, bă, deci de când am băgat crash info ăsta, nu mă creșem de. Porcul ăsta ordinar. Ia, asta e așa. Cred că e de la câteva moduri. Raus și încercăm din nou. Așa, am reintrat acum în joc. Bă, hai să nu uit să dau slash premiu. Așa, hai să-l revendic la tier 2 și am primit 25k. Bun, not bad, guys. Da, cum am spus, mi-a transferat acolo o parte din avere pe acest cont. Bă, vreau să cumpăr o cază șmecheră pe Richman. Probabil că o să-mi vând Infernusul, Bullet-ul o să-mi las, o să-mi cumpăr niște așa mașini mai retro, că v-am spus că vreau niște mașini mai retro, mai una alta. Hai să intrăm în Landstalker-ul ăsta mișto și rămâneți pe fir că vreau să vă arăt un mod super șmecher ce l-a lucrat Foxy. L-am ajutat acolo prin unele părți. Dar asta o să vă arăt mai târziu. Am văzut că v-a plăcut. V-a plăcut episodul ăsta, episodul anterior de pe canal de 35 de minute, așa că o să mai postăm un episod din astea mai lungi, de 30-20 de minute, depinde ce activitate avem pe server și așa mai departe. Nu mă așteptam sincer să vă placă chiar atât de mult, dar uite, spre surprinderea mea, chiar a fost foarte vizualizat acel episod și v-a plăcut. Așa că o să mai postăm episoade lungi, o să aveți și voi la ce să vă uitați. Hai să merem la cânână. Vreau să pun un anunț. Bă, vreau să cumpăr o casă în Richman. Și vedem acum. Slash AD, cumpăr casă în Richman. Semi. 330 de secunde, deci avem de așteptat undeva la 4 minute. Vreau și eu să văd unde mi-i info. Sau nu info, hai să văd unde mi-i bulletul. Loc de parcare. Așa, ai spawnat bulletul. Hai să vedem. Localizează. Remorchează, localizează. Unde e? Mamă, la cucamă. E, gata, știu. Foloseam pentru bunker. Infernus, hai să vedem unde l-avem ăsta. Localizează, da, unde aveam rent, de fapt. N-am înțeles. Și NRG-ul, unde mi-este, spawnează și hai să vedem. Localizează, da, unde aveam eu rent pe RPG2. Deci o să vreau acum să-mi cumpăr o casă, să vedem ce oferte așa ne face și ce și cum. Slash task. Mi-am făcut task-urile, cred că le-am făcut pe live. Am făcut azi un live și am fost, bă, cam mare parte, cam de 50 de persoane constant. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru susținerea acordată și la episoade și la live. Încă o dată sunt foarte recunoscător. Și așa că până când ajungem noi, până când se postează anunțul, haideți să vă arăt ceva ce mod o creat Foxy pentru Balkan Winter mod, pe că am văzut foarte multe comentarii și pe live mă întrebați, bă, când apare mod pe cu când apare mod pe cu. Și răspunsul meu este că nu o să fie gata. Am vrut să postez, de exemplu, astăzi sâmbătă străzile, dar încă nu sunt gata. Mă așteptați puțin. Mă așteptați, săptămâna viitoare o să fie gata, sper. Acum lucrez și eu la niște lucruri pe site, rămâneți aproape, că o să lansăm bomba în sampul românesc, ceva șmecher rău de tot. Mulțumesc, Ademar, pentru idee, deci Ademar a venit cu ideea asta foarte genială.
Mai multe detalii nu o să vă dau. Până când o să fie gata proiectul. Când o să fie gata proiectul, pregătiți-vă. E ceva interactiv. În primul rând, e ceva interactiv. După o să vedeți ce și cum. Dar rămâneți pe fir. Știi, eu normal, aștia n-au ce să caute, numai că am dezactivat eu niște moduri și de aia se văd aștia așa, dar o să le reparăm. Și putem vedea ce vedem aici? Stâlpi cu luminițe. Încă e în varianta beta, modul ăsta de stâlp cu luminițe, încă ce am eu aici e o versiune ceva mai veche. Mamă, de când m-am încărat eu cu Infernul și gândiți-vă, Infernusul meu personal. Maleu. Hai să ne suim în el, cum ne desfășurăm și noi mai rapid activitatea. Încă nu-i finalizat complet, o să mai sufere niște modificări, dar știți luminițele cum sunt în orașe, în realitate. Tadam! Iată aici, mod, uite, de exemplu trebuie să rezolv problema asta. Unul e așa, unul e așa mai câș. Poate să fie rezolvat. E acum nici măcar o variantă beta. Numai acum ce am reușit, mamă, deci dacă nu m-am chinuit eu să fac să poată să ruleze acest mod, până la urmă Andu i-o dat de capăt la rezolvarea asta să încarce. Asta o să fie un mod separat față de străzi. Nu o să fie același, nu o să fie implementat cu străzile, deoarece necesită o băgare a modului mai puțin mai complexă, trebuie editate niște lucruri și de-aia am preferat să nu fie așa, dar sau să fac o variantă nu. Las că o să-l pun eu separat, dacă vreți să-l descărcați și așa mai departe. O să vreau să fac LS-ul, SF-ul, LS, SF și nu știu, nu cred că am spus LV-ul și LV-ul. Ele au o coliziune, hai să vedem. Deci dacă intri în ele, îți iei damage. Nu o să scot coliziunea, o să o las așa. Așa că mai e câta puțin de lucrat la mod, dar în principiu sunt foarte mulțumit. Pe timp de noapte o să luminez, o să fie, chiar o să fie super mișto modul, încă Foxy lucrează și o să mai vedeți mai multe pe parcurs. Da, eu nu le postez că vreau eu să nu vi le dau și așa mai departe. Eu nu le postez pentru că încă nu e gata nici mod pe cu mare parte. Ba, de fapt e gata, dar nu e gata modul de străzi. Ceea ce iar e un lucru foarte important. O să mai dureze puțin. Acum o să vedem noi ce și cum. Am 18.000 de kilometri, am la info asta. Și vă cred că aproape 3.000 de zile. Deci Infernusul ăsta e tank. Dar v-am spus, vreau să-mi fac o colecție retro. Am banii ăștia, acum vreau să cumpăr o casă, să vedem la ce prețuri și ce oferte avem. Dacă cumva vindeți, nu reușesc să cumpăr o casă pe episodul ăsta, dacă aveți casă în Richmond, call me. Dar acum vedem. / Maiad. VT. Mamă, mai 3 minute. Cumpăr casă în Richmond. Hai să vedem. Poate așa reușim și noi să cumpărăm o căsuță. Dar, nu știu, vedem acum ce și cum. Apropo, am modificat și speedometerul și mai vedem, dar nu știu dacă s-a activ. Plus acum, deci uitați, sâmbătă seara, dăm un refresh, 771 de jucători la ora 11. Ceea ce eu zic că it's not bad, it's very good. Hai să mergem noi înapoi la când ne lăsă. Dau pe frecvență. Bă, dar nimeni să nu casă în zona Richmond. Nimeni să nu vrea o casă, bă, să vândă. Donut shop să fă un caca fix. Înseamnă că dă banii ăștia și produce. Ia mă, Alexia, bună. Religențe. Nu știm dacă e fată sau băiat. Acum poate e băiat cu... fată cu cioc. Dar nu știu. Cine mai știe pe lumea asta? Vând drag să un ca kilograme 20.000. Am înțeles. Azi am văzut că era jobul zilei gunoier. Nu prea l-am făcut. Mâine șofer de autobuz ăsta parcă nu e. Mâine pescarul sau camionagiu? Nu știu. Oricum și așa mâine nu prea apuc eu să mă joc. Dar mă rog, ia / mai ad.
Nimic. Cumpăr casă în zona Richmond, X. Bă, n-are nimeni o casă de vânzare și aici nu știu dacă e sistemul ăla încât să vezi dacă dacă dau slash Q, pățești ceva? Casa 158. Mă duc, guys, mă duc. Du-te, mă, de aici, stai mie, blocaj. Ai fost prins de radar, e... Și cum ziceam, încă n-am modificat în totalitate pe cu ăsta. Mai zi bubuie. Casa 47158. 157. Vedem acum care sunt mai frumoase și... Nu mai trebuie eu acum să scap de milițieni. Băgamiaș. Nu știu dacă se mai chinuie să vină după mine, dar o să vedem. 157, 15847. Așa, m-am respawnat. Find house 157. SMS, GPS, case 157. Ia, ce ID avea? SMS 582. Preț. Hai să vedem ce și cum, cât ne cere. Bun, deci indicat ar fi Nu, n-am buget de casa asta. SMS 582. Preț. Da, 582. Așa. SMS 365. Preț. Preț X. Cine, bă, 20 de milioane. Voi credeți, am mai împărțit în banii aia. Mai trebuie să mai iau bunker, skin Onyx. Băi, bobiță, veniți cu prețuri de naște de într-un comă. Nu mă mai scoală nimeni. Live. Nu live, Andule. Episod. A venit satana, fugiți! Repede, a venit turbaciu. Ia, ce vrea acest individ? De... Dă-mi amendă. A venit turbaciu după mine cu infernusul. Ia, cât îmi dă amendă? A, nici nu trebuia să mă chinui. 46 de dolari. Mulți am. Unde e ganjopul? Că-l nenorocesc. Mă suspendat 2 ore. Mai să faci infart. Unde sunt ăștia cu casele? Au venit turbaciu, mi-a distrus mie ID find house, casa 47. Am crezut că asta e casa 47. Mă gândesc că asta o fi, kill câmpul. Angel find. Mă rog. 47. Asta e tocmai la ieșire. Amendă pentru faruri. Bă, ăștia și nesimțiți. Nu vedeți că nu merge sistemul de iluminare. ITP-ul l-am luat deja. Rodeo. Hai că mergem până în Rodeo, în Spania, în America, Italia. Vrem și noi să ne cumpărăm o casă, nu reușim. Ne perturbă activitatea. Venit. Pe... un preț. You see it. Am uitat, aici și player de care vorbesc numai limba engleză. See and we talk. Hai să vedem, băi, nene.
Iasă engleza din stringer și stringerul din engleză. Bă, dar mă mai bușez mult. Bubuie acest trocarici, această coșie, acest trabant made in China, Bangladesh. Skin Onyx. Bă, nu, trebuie să mă informez mai bine cu beneficii cu asta. Bă, nu e rău poziționată casa aici. Pentru că una, două, țaca, pac, am și ieșit. Dar cred că știu casa. Hai să vedem. Cam puțin loc de parcare. Dacă era cu una mai sus. Nici asta. Uite asta de lângă. Și stai. Pe cum, bă? În anunț vorbești de românești și cu mine mă dă pe englezește? Cine m-a mai scris? Hai să mai vedem. 157 fiind GPS, 158 kill KP. Nu e faină. 158, 158. Și cine? Bun, eu înțeleg atâtea bonusuri, dar cine o vindea? Numele lui mă interesează. Fiind 281, ID 281. Nu Ninel, Majestic. Și skin Onyx și ăsta e bazat, e bazat, e bazat. Dar hai că merem să vedem casa, să vedem ce-i de capul ei. Asta nu mă place, e urâtă, e turbaciu. Nu-i ce trebuie. E frumos. La ce preț? Bă, dar faină-i faină, nu știu, mie mă place. Global Elite. El era 158. Mă! Andule, ai zis că găsesc la 8KK. Mi-au făcut ăștia, ia stați că-mi bubăi cazanul. Mi-au făcut ăștia niște oferte. De să-mi stea inima în loc. Bă, ce scump prețurile astea, bobiți. Am crezut că găsesc și eu la 8, 7, 8, 9, caca, bă. Păi mai bine așa devin chiriaș. Adică, bă, nici nu știu ce casă aș putea... Bă, deci dacă aveți o casă șmecheră, până în 8 milioane, că aici stați, că nu suntem pe alte sebere cu miliarde, cu extra ultra miliarde și așa mai departe. Deci, comentul tu, and now o să facem afaceri noi, să vedem ce și cum. Dar mai să-mi stea inima în gât și așa. N-au făcut ăștia niște oferte de m-au venit să mă las de aceste afaceri neconvenabile. Hai să mă duc eu să-mi cumpăr un bunker. Între timp, nu știu dacă mă ia în ducul. Ia, stați că-l sun. Bă, stați că intru în stâlp. Ia că-l sun. Să vedem dacă și răspunde. Zi, șeful. Bă, mi-au făcut, ai văzut ce ți-am scris pe joc? Nu, că gen m-am lăsat pe slip. Bă, mi-au făcut niște oferte de 20-30 de caca, nu știu unde ai văzut 8 milioane. Ce? La case. Păi nu vindea casa de jos de tot, de la Cimar. Cerea 4 puncte. Nu mai știu cât, 4.7 sau ceva genul pe... Care era ai... Nu știu, bă, m-au făcut ăștia niște oferte de 20-30 de caca. Bă, de unde, bă, că n-am atâția bani? Da, lasă că... mi-au luat și eu un skin și o mașină de aia bureală și... atâta mi-a fost. Hai că mă duc acum să cumpăr bunker. Bunker? Ne băgăm? Stai așa. Da, stai că vin și unde ești. Da, cum am mis la bunker?
Mă duc să fac o achiziție puternică dezvoltată. Ăsta de mijloc parcă era al mai șmecher. Blueberry Bunker 3.5 KK, la banii mei. Bă, stai niște, că după mi-a luat și o skin și mi-a luat și o alfa și s-a dus majoritatea. Bai Bunker, yeah, urătanie, nivel 10. Mă spart, nu mai cumpăr Bunker. Bă, eu nici eu n-am level 10, stai niște. Bun, la level 10 o să-l cumpăr. Hai, Andule, că filmez, ne auzim. Nu faci live? Nu, filmez. Bine, șefule. Hai, da. Ceau. Bă, stai. Da. Da, deci nici Bunker nu putem cumpăra. Slash bonuses. Ce bonus am? Bonuses. Buy level. Mai am nevoie de un punct de respect. Deci nici asta. Pică din start. Din păcate. Ah, și ce naibă, bă, ce țapă m-am luat, mă. Ia, stai să văd. Să-l mai sun o dată pe Andu. Ah, deci stați că am mai făcut afaceri. Știam o casă cu 4.5. Vine ăsta, știți casa aia de care îi spuneam. Îi ofer. Știam că 4.5, zic, hai mă, poate e același proprietar. Zic eu acolo, la Sanchi, 3.5. Nu vine mie cu 3.33 punct ăsta, brebutul ăla. Bă, mușor. Ce-s cu prețurile astea de cocaină? Gata, rămân tot chiriaș, bă, viață. Deci nici nu mai fac nimica. Ar trebui să-mi cumpăr eu un Fionic sau ce naiba. Ei, ID Nexus. Asta e să îl prind eu noi conectat. Să vedem cu... Hai, vedem ce case mai găsim. Apropo, vedeți că am aplicat în paramedic. Dar nu știu dacă m-a acceptat aplicația. E aici e-mails? Nu. Trebuie să intru cel mai probabil pe panel. AD, cumpăr, casă, buget... 4, caca, mai mult nu dau. Hai să vedem ce oferte ne fac. Cal cumva nouă afacere. Ia slash misiuni. Asta ce e? Îi fură discul. Asta o giloc aș face să văd cum e. Dar cred că o să o fac eu separat. Slash maraton. Ia, ce mai avem? Ah, ar mai trebui să mai muncesc pentru maraton. Să mai bag un job sau ceva. Da, asta cred că o să-l încep eu ca lumea când e de la zero. Că acum și așa pe întâi, ci că se bag altul și atunci Mensana incorpore Barosanu, what? Bă, un sultan mi-aș cumpăra. Chiar n-am sultan. Chiar n-am. Dar asta mai vedem. Mensana incorpore sanu. Deci trebuie să mai fac level 10. Am ciudit acest NRG. Că e moca, că nu e moca, dar cam așa pare că e moca. Mi-s curios să văd ce oferte mai fac ăștia pe la case. Ia că până atunci... shareholders? Ia, hai că intrăm atunci să vedem cât ai chip pe la Paint. Bă, n-am mai jucat de mult Paint pe Bison. Mamă, dar cu... Eu fost mafiot, vai de curul meu, varză caput până când mi se postează anunțul și atunci mai vedem ce oferte și așa. Am făcut și eu un kill. Na, ăsta nu-i modpack de tras și așa. Double kill, guys, double kill. M4 low. 3 din 3, 10 din 10. Mamă, zici că-s ultim... Bă, chiar că mi-s ultima paletă. Ia stați. Mouse-ul nu e de vină. Da, s-o gătat. A, super. Am mai câștigat gold? Hai mă că intrăm să mai vedem. Băi, Caterinca, de mult mai m-a jucat Paint. Deci chiar de mult. Și așa că ce alegi? Free for all.
Așa că tot e duminică, când o să vedeți voi episodul, bă, vă fac un episod așa mai lung, 30, 35, 40 de minute. Și treaba voastră. Votez singura, am două arme, perechea de arme cu cele... Tu, mai ad. Ce mai... Un 4, stadioni. De ce mă întrebi? Hai că în două minute... Bubuială, mă apare și mie ăsta. Digă-le în patul ceva. Old school. Bun, old school. Bun. Am văzut că cred că dai $220 undeva pe acolo. Trebuie să mă pun. Vreau să mă pun să-mi fac skill la... aici avem și mai multe FPS-uri. Și cu căbucul nebuneli. Și mi-e ciudat că da să mă joc așa, dar vedem acum ce și cum. N-ai și nici ținta nu mă avantajează. Bă, degeaba mi-s paleta acum, nu mai atâta. Eu am fost mafiot, nu cordit, ciordit, cum aveam eu un prieten. Mama, asta nu m-a plăcut niciodată pe buzone. Ah, când trebuie să tragi cu arma. O old school, cum pe restul serverelor. Ce cu cășat parcă merge, sau ce mai era. Apuc și o să fac un kill. Kill-ul meu! 10 zile de lucrătoare trag după el. Bun. Pot să mă las de această meserie, că nu-i mai. Dar nu-mi fac eu modpack de Mafia Winter. Ești ce urât mi se mișcă mouse-ul. Deci uite, de pe loc îl ratez. Bă, uite bă, pot să-mi dau la install. Hai să vedem ce... Ce vedeți? Nu mă stau și mor. Bă, dar nu înțeleg de ce se mișcă așa urât, mă. Sit. Ha? Bă, ce-i cu mine, mă? Nu știu dacă am tras eu alea două hituri, dar mă rog. Am eu casă în curte pe avarii. Super, niște... Ia, care mi-a dat mesaje? Mișto case. Nici nu mă mai chinui să cumpăr. Chiar nu mă mai chinui absolut deloc. Ia că mai stau eu tura asta la paint. Oh my god, am omorât și eu pe cineva, nu-mi vine să cred. Și skin din ăla cu fast rotation. Da, și vine pe la spate Dox. Mă uit-o după să vedem dacă mi-o acceptat. Bă, uite că aici iară faci puncte pentru maraton bine. La paint. Nu-i rău. Ai, slash, leave, paint, leave, exit. Cum dracu ies, dar cum ies de la paint? Paint, leave, paint, exit, paint, slash, paint. Hai că până când îmi răspunde ăsta... Bun, am făcut și eu 3 kill-uri. M-o spart. Hai să vedem dacă mi-o mai acceptat asta, cererea. Și vreau să vedem care cum ați băgat codul de referal. Râpăgă bâzone. Da, trebuie să mă loghez. Super.
Sighin. Stringherino. Bă, că la nu m-a mai răspuns nimica. Cumva am răspuns? Ia, stați, guys, că am primit un răspuns la aplicație. Și, și, și? Bă, ești nebun la cap. Am fost acceptat în paramedic pe episod. În urma analizei aplicației tale, răspunsul este unul pozitiv. Ai 72 de ore pentru a te a contacta un tester disponibil și de a susține testul de intrare în facțiune. Mai multe informații despre intrare, bla bla, tester, test logs. Sugerez să înveți și să iei la cunoștință informații din toate topurile ce țin de facțiune. Așa, informații adiționale. Nu insista asupra testului, odată ce l-ai contactat înseamnă că ești pregătit. Nu pune întrebări legate. Băi, bun că am timp 72 de ore. Azi n-apuc. Mâine seara, după ce ies de la lucru. Dar, uite, am fost acceptat. Bă, nu mă așteptam. Sincer, chiar nu mă așteptam. Civilus. Oh my god. Și uite, am văzut că foarte mulți mi-ați băgat codul de referal și țin să vă mulțumesc. Hai să vedem, să vedem acum toți referalii. Numai mă mă cam bate acest panel. Vreau pe mine. Așa, uite ce schimb frumos de Civilianus. Corditus. Stau bine, nu? Pe astea. Referals. Ăștia toți cei care ați băgat codul meu de referal. Vă mulțumesc tuturor. Vă mai aștept să băgați codul meu de referal. Ia, cât am scos? Până acum 34 de K și 17 puncte de respect. Collect. Bun, deci pot să fac level mai rapid. Ăsta e un lucru bun. Ia stai. ID Anduku SMS 56. Am fost acceptat în paramedic. Devin paramedic ciordit, cordit, tot pachetul. Ia, by level. Cred că trebuie să dau un relog. Da, o să mai las contul pe sleep. Level 8. Păi, dacă îți zic. Bun așa. M-am făcut o afacere destul de bună, guys. Spun eu acum. Vedem viața în, viața în paramedic. Nu știu, cu info, dar cred că e din ăsta de la rent. I will chordate this. Bun, băi și fete, cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Eu am fost Stringer, vă pup. Ne-am zis data viitoare cu un nou episod. Ciao, les!